În județul Călăraș, producțiile de cereale au fost în mare parte compromise din cauza secetei. Fermierii spun că a fost un an catastrofal și așteaptă de la stat despăgubiri. Să cunoaștem pe unul dintre ei. Dacă la începutul anilor 90 în România erau irigate 3,3 milioane de hectare de terenuri agricole, dintr-un total de aproximativ 9,4 milioane de hectare cultivate cu cereale, fermierii sunt încă la mila lui Dumnezeu atunci când speră să plouă ca să aibă ce trăiera la toamnă. Fermierul Anghel Constantin din comuna Independența, sat Independența, este un caz fericit, dacă se poate spune. Deși se confruntă cu lipsa forței de muncă, Anghel Constantin a reușit să-și salveze în mare parte producția din sectorul vegetal de la societatea comercială pe care o conduce, și anume Agrozootehnica Independența. Asta și datorită investițiilor în utilaje și tehnologia de irigații. Dar mai bine să-i ascultăm povestea. Societatea agricolă administrează 2050 de hectare, are fermă deci, vegetal, ceea ce înseamnă cultura de orz, de rapiță, de grâu, de asemenea culturi de primăvară, mazăre, floarea soarelui și porumb. Ceea ce putem spune, de asemenea, are și o fermă de vaci cu lapte, număr de 300 de capete de vaci cu lapte, plus de asta mai lucrăm și 15 hectare de legume. Noi suntem dintre cei care, având fermă de vaci, administrăm gunoi de graș pe teren și facem legume cu foarte, foarte puține pesticide, pentru că și nouă ne place să consumăm legume foarte bune. Într-adevăr, dacă ar fi să facem un an greu, n-aș avea cu ce să mă laud. Trebuie să spun acum care este activitatea noastră, ce s-a întâmplat cu niște sole, deci de grâu, deci toată suprafața de grâu și de orz în luna aprilie era foarte, foarte frumoasă. Înfrățise din toamnă pentru că, și din iarnă, pardon, pentru că anul trecut nu prea am avut iarnă, am avut mai mult primăvară și nu a fost iarnă. Înfrățise extraordinar de frumos, arătau extraordinar de frumos culturile și cultura de orz și cultura de grâu, asta și cultura de rapiță. 1000 de hectare arătau excelent. Totdeauna am făcut, sau la acea vreme făceam o comparație cu anul 2019, când în luna, când în decada 3 lunii martie n-aveam nimic pe câmp, era exact cum e în padocul acesta, era pământul negru, iar datorită unor ploi venite și condițiilor climaterice cât de cât bune, am reușit să facem în jur de 7 tone de grâu și 8 tone de orz și 2 tone jumate de rapiță. Am crezut că va fi același lucru. Nu credeam, toți fermierii, nu credeam că ceea ce s-a întâmplat în 2019 nu se va repeta în niciun fel în 2020. Și am început să pierdem încet, încet cultură. Cele mai frumoase sole de grâu, de orz, au început să piardă. Nu am văzut. Deci, într-o activitate de 29 de ani, nu am văzut o asemenea stare a culturilor. Deci, arse complet. De la 400 de kilograme la 1500 de kilograme. Nici calitativ nu au fost bune, pentru că în rația la ferma de vaci avem și grâu și la un moment dat când am făcut urială în grăul ăsta, cam și se uita la el și zicea ce se întâmplă. Deci e extraordinar, deci nu ne așteptam așa să fie o asemenea situație, spuneați dumneavoastră, mai când vorbeam înainte de interviu, coșmar, chiar un adevărat coșmar. Ne-am așteptat că putem recupera ceva de la porumb și floarea asta și nu a fost să fie, și aici producțiile au fost extraordinar de mici, nu au mai fost ploi, călduri de 35-36 de grade, 39-40 de grade, călduri care au durat o săptămână. Dacă vin călduri mari pe culturile de câmp și durează una, două zile, nu e o problemă. Din momentul în care a depășit 4-5 zile, este o mare și o mare problemă. Ceea ce a făcut ca, dacă vreți așa un estimat, să pierdem anul acesta, deci din calculele făcute pe calamități cu acele, deci cu costurile date de la Institutul Economiei Agrare, 1,5 milioane de euro. Deci, repet, 1,5 milioane de euro. Deci înseamnă extraordinar de mult. Întrebarea noastră este acum ce începem nou an de producție, pentru că deja am intrat în nou un an agricol 2020-2021. Deci va fi foarte greu. În timpul acesta mai avem inputuri pe care nu le-am achitat, avem leasing-uri, pentru că fiind și beneficiind, fiind societatea legea 36 și avem și o suprafață mai mare de teren și beneficiind de proiecte pe în anii 2007-2008,
obținem un punctaj mai mic și chiar dacă obținem un punctaj, dar nu suntem eligibili și nu suntem, nu, pentru că nu putem să avem acces la finanțare. Dar dacă ne revenim din 2007-2008, deja au trecut 10 ani, suntem în 2020, au trecut mai mult, utilajele trebuie schimbate. Ori fie ele utilajele de cele mai bune din Europa, de la cele mai mari fabrici, dar în momentul în care le folosești și le folosești intens, ele trebuie schimbate. Iar producțiile care aminteam, care s-au obținut în anii anteriori, o mare parte se datorește și utilajelor care lucrăm, adică tractoare de ultimă generație, cu GPS-uri, combine de ultimă generație, mașini semănători de ultimă generație, deci care, dar toate acestea costă bani. Și nu mai puțin adevărat că dacă stai și te gândești bine, când ești fermier, poate că uneori mai bine ar fi să poți să închiriezi, să nu faci investiții așa de mari pe cumpărarea acestor utilaje. Și atunci stăm și întrebarea noastră și lucru care apasă cel mai mult și care a apăsat, am reușit să rezolvăm, este și ceea ce trebuie să acordăm membrilor asociați, cei care au pământul la noi, și să nu uităm un lucru, cei care au pământul, sunt marea majoritate, sunt foști membri cooperatori, care pensia lor este de 700 de lei. Au muncit o viață de om, au muncit foarte greu, că în agricultură e o muncă extraordinar de grea, și le-au revenit de 700 de lei, invocându-se tot felul de scuze, cum a fost cu ei, dar nimeni nu uită că atunci se vindea grâu și toate produsele grâu erau la prețuri derizorii, pentru că era, se făcea protecție socială înainte de 1989. Dar acum de suferit au avut oameni. Și atunci cei care au pământ așteaptă, așteaptă să primească, pentru că așteaptă să au și ei 1, 2, 3, 4, 5, 6 hectare. Așteaptă ca să ia banii, pentru că banii a luat odată grămadă, poate să-și cumpere lemne, poate să-și asigure și ele. Deci e o problemă care vine, o problemă care de-abia când se întâmplă. Până acum n-am avut evenimente în acestea, numai puțin adevărat că și suma care s-a dat pe calamitate pentru grâu sau pentru ori sau pentru rapiță a fost o sumă mică. În 2007, când a mai fost o secetă, când nu s-a făcut porând absolut deloc, am primit 12 milioane, 7 milioane cash, era ministrul agriculturii regretatul Remeș, și 5 milioane pe fiecare hectar în cupoane. Vă dați seama că din 2000, care erau costurile în 2007, care sunt costurile în 2020. Și în primul rând, care sunt costurile cu forța de muncă? Că dacă nu plătim bine mecanizatorii, nu putem să-i ținem. Pentru că sunt foarte mult tentații și pleacă în afară. Deci mă duc, lucrez 3-4 luni, câștig în 3-4 luni exact cât câștig și aici. Și atunci noi trebuie să ne dăm niște salarii bune ca ei să poată să rămână, să putem să ne fidelizăm. Să putem să, pentru că în momentul când ai pierdut un mecanizator care lucrează pe un tractor sau pe o combină, gândiți-vă că el are un utilaj în primire care costă în jur de 3-400 de mii de euro. E o valoare. Deci vă dați seama dacă ți-a stricat-o, ți-a pus focul la inimă. Fermierul are în administrația sa și terenuri cultivate de lucernă, regina plantelor furajere. Deși este rezistentă la secetă, aceasta rămâne sensibilă la temperaturi ridicate din sol. Totodată, cultivarea lucernei este condiționată de factori precum condițiile climaterice și necesitățile de alimentație ale animalelor. Aici este un caz fericit unde s-a putut iriga. Avem un pus forat și irigăm cu el. Ca să pot să am așa o producție bună și de lucernă, ar trebui să stau în jurul la 6-7 tone de fân lucernă pe hectar. Dar noi, în afară de că facem fântă de lucernă, mai facem și semisilos de lucernă. Deci prima și a doua casă facem semisilos de lucernă, iar cea de-a doua, cea următoarele coase, ele sunt pentru fântă de lucernă. Un fânt de lucernă de bună calitate ți aduce producții mari de lapte și cu proteine și cu calități foarte bune ale laptelui. Producțiile care, să zic, dacă discutăm despre producții care m-ar mulțumi, producții care să nu, așa, nu-mi plac producțiile în extreme, nu-mi plac producțiile foarte înalte, cum de obicei nu-mi plac nici producțiile foarte, foarte mici. Atunci producții care, să zic eu, 5 până 6 tone la grâu, 5-6 tone la orz, 2,5-3 tone la rapiță, 3 tone la floarea soare, pe care le-am făcut mai mereu, și un 8-9 tone de porumb boabe la hectar, ar fi niște produse care asigură toată independența economică a societății agricole, în care poți să plătești tot ceea ce trebuie să dăm la oameni, toate salariile și toate celelalte datorii pe care le avem. E vorba de bugetul statului, e vorba de inputurile pe care le cumpărăm, cât și de ratele care le avem pentru leasing-uri la mașini și la
tractoare și mașini agricole. Cam acesta ar fi și de aici se poate spune că pornește pragul de profit. Pragul de eficiență economică cam pornește de aici. Deci acestea fiind, dar uite că nu este așa, nu se întâmplă și făceam adineaurea o glumă, degeaba obțin într-un an 8 tone, obțin al doilea o tonă și adunând 2 ani înseamnă că fac tot 4 tone jumate, 5 tone. Deci acestea sunt pentru limită. Nu mai puțin adevărat, din start când plecăm la solele de a cultiva terenurile pe culturile respective, totdeauna plecăm cu niște producții, adică avem un target de producție. Adică ne gândim din start că trebuie să facem 5500 de kilograme la grâu. Toată tehnologia aplicată este de la 5500 în sus, deci ea nu este niciodată în jos. Strategia de aplicare a îngrășămintelor folosită de fermier decurge în conformitate cu normele europene. La anumite culturi, dacă nu intervii cu subtilități, nu poți obține producții mari, gândește fermierul. Sporul de producție este mai mic dacă nu ești foarte atent. Angel Constantin acordă o foarte mare atenție îngrășământului foliar. Nu dăm îngrășăminte așa cum o fi, avem cartarea agrochimică, totul facem cu cartarea agrochimică, pentru fiecare solă administrăm doze variabile de îngrășăminte, pentru că și îngrășămintele care se aplică înseamnă un cost foarte mare în tot ceea ce înseamnă o cultură agricolă care ia, că e grâu, că e porumb și așa mai departe. Deci nimic nu este la voia întâmplării, vom intra acum din toamnă, am intrat și pe aplicarea îngrășămintelor curată variabilă, tot așa, tot din dorința de a reduce costurile. Cred că nu există pentru mine, nu sună nimic în cap cum îmi sună acesta. Reduc costurile și iar costurile reduci, pentru că vă întrebați de ce așa, mai tu înseamnă că ai nebunit. Nu, este așa pentru că nu crește, pentru că totdeauna te aștepți la prețuri de vânzare mici. Și atunci va trebui să ai costuri mai mici, pentru că din total venituri scăzând costuri mai mici, ai o altă rată de profit față din aceeași producție în care scazi costuri foarte mari. Deci atunci aceasta este lupta pe care ducem noi fermierii, luptă nebună dacă vreți, ca să poți să supraviețuiești, pentru că altfel nu putem supraviețui, mai ales că noi suntem într-o concurență cu fermierii străini, noi suntem în concurență numai așa, că suntem fermieri și unii și alții, dar ei cu subvenții mai acătării decât ale noastre, noi cu subvenții mici și orice avem nevoie, vrem să ne dea despăgubirile, stai să notificăm la Bruxelles. Stați să notificăm la Bruxelles, depindem în permanență, depindem de ei, deci depinzi foarte mult. Și atunci va trebui să luți, pentru că trebuie să ai în grijă în permanență că trebuie să dai ceea ce le-ai promis la oameni, pe care noi le totdeauna hotărâm în adunarea generală, că trebuie să-ți plătești toate salariile și delturile care îți vezi, că trebuie să-ți aveți și trebuie să-ți mai rămână și ceva bani de profit ca să poți să reinvestești. Pentru că dacă nu reinvestești, nu faci. În ultimii 2 ani am investit foarte mult în pământ, aproape câte 1 milion de lei pentru a cumpăra teren. Și în 2019 și în 2018. În 2020 ne-am oprit pentru că datorită situației în care este, zicem, măcar să supraviețuim, să avem cu ce începe, să începem anul agricol 2020-2021. Că la agricultură așa ești. Încasești imediat începe anul agricol, începi să ari, începi să pregătești terenul, începi să-ți faci loc de sămânță sau și alte produse care ai nevoie.